Doamnelor, domnilor, partea a doua emisiunii cu cărțile pe față, împreună cu domnul arhitect inginer Horia Brânzei. Domnule arhitect, haideți să mai discutăm și despre alte aspecte din municipiul Baia Mare. Poate într-o viitoare emisiune vă duc așa puțin și prin județ să vedeți cum arată județul. Sigur. Prin fotografii, da, să le prezentăm telespectatorilor. Și aș vrea să ne spuneți, practic, cât de mare e haosul în privința construcțiilor în Baia Mare? Mediu, mic, ridicat? Deocamdată, din punctul meu de vedere, nu e, ne fi nicio foarte mare presiune imobiliară, haosul nu este. Și ce nu ați fi permis dumneavoastră dacă ați fi putut, dacă ați fi avut un cuvânt de spus? N-aș fi, dacă aș fi putut și aș fi avut un cuvânt de spus, n-aș fi permis să rămânem fără plan urbanistic general. Dar aici, cum vă spun, eu cred că este o problemă legislativă, mai mult nu că cineva n-a vrut sau... Este un blocaj. Planul, ca să fiu pe înțelesul tuturor, planul urbanistic general trebuie să dea direcțiile dezvoltare sau să genereze direcțiile dezvoltare a unui oraș pentru fiecare 10 ani. Deci cu 10 ani înainte. Deci este o viziune, este un mod de a gândi și a permite dezvoltarea normală a unui oraș, a unei comunități. Din păcate, Baia Mare, datorită acestor aspecte, care cred că nu au ținut neapărat de dorința cuiva, doar s-au întâmplat, așa cum s-a întâmplat cu foarte multe fabrici, că au rămas fără obiectul activității, dar cu fantomele din urmă, așa s-a întâmplat și în Baia Mare. Asta este cea mai mare problemă, care o văd eu acum, urbanistica orașului. Bun, apoi faptul că s-a generat o presiune mult prea mare pe periferiile orașului din punct de vedere al locuirii colective, iarăși poate că asta este un lucru care se poate regla, dar încă nu a generat o sincopă în urbanistica orașului. Dar din punctul meu ce de vedere... Ce fel de presiune? Explicați-vă, vă rog. Presiunea urbanistică înseamnă o densificare a unităților de locuit. Că acum că vorbim case, apartamente, na, aici este o problemă. Din punctul meu de vedere, această presiune urbanistică ar trebui și trebuie să se exercite mai mult pe centru decât pe zona de periferie. Încă mai sunt zone centrale din oraș, putem verifica sau putem vedea cu toții printr-o singură cercetare pe Google Maps că există zone din oraș unde se poate construi. Sunt zone destul de generoase, iar acolo regimul de înălțime ar trebui să fie mult mai ridicat, astfel încât sau acolo ar trebui să fie mult mai prezentă densificarea și un număr mare de locuințe, făcând lucrul acesta. Dacă lucrul acesta s-ar întâmpla pe zonele centrale, sigur ar dispărea din presiunea sau de pe arterele principale, să spunem așa, nu neapărat centrale, sigur ar dispărea presiunea urbanistică care există acum pe drumurile de categoria 2, 3, gen Livadă, zona colinară și alte zone unde sigur nici măcar, probabil nici rețeaua stradală nu poate susține o asemenea dezvoltare, poate nici cea edilitară, iar lucrurile se complică. O să vă propun să urmărim câteva fotografii. Aș vrea să fie mai multe, dar cred că cunoaștem fiecare ruinele din Baia Mare și din împrejurimi. Da. Și o să rog regia de emisie să ne pregătească câteva, să ne spuneți așa o părere. Ce facem cu aceste clădiri emblematice, nereabilitate și care sunt nu doar disgrațioase, sunt și un risc pentru siguranța publică și totuși le lăsăm acolo? De ce? Aș vrea să ne spuneți și cum ar trebui luate lucrurile mai departe? Sunt asemenea clădiri. Da. Bun, aici este o parte din... Cunoaștem cu toți, este o parte din clădirea minerului din centru vechi. Aici regimul juridic este unul foarte complex. Am înțeles că sunt procese în derulare.
societăți care, sau persoane care susțin că dețin părți din clădire. Unele societăți au intrat în insolvență între timp, lucrurile se complică din ce în ce mai mult. Aici avem Casa Tineretului, exact, un obiectiv Casa preluat Tineretului de Consiliul Județean. Câștigă așa acesta prin instanță, din câte știu. Da. Pe acesta, din câte știu, există un proiect și un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea. Dar știm lui. Că și aceste studii nu sunt valabile mult timp. Așa este. Și ce vreau eu să vă întreb, cât de greu este să reabilitezi o clădire aflată în acest stadiu, decât să o mai lași ca să se mai degradeze și după aceea să intervii? Probabil că o variantă rapidă, dacă ar fi, bineînțeles, și buget și susținere bugetară, ar fi intrarea pe zona de reparații prima dată. Cred că aceasta este principala problemă. Dacă nu există buget pentru o reconversie totală, sigur ar trebui intervenit pe zona asta de reparații în vederea punerii în siguranță. Sigur, anumite părți din clădire deja reprezintă risc pentru fiecare, iar administratorul clădirii își asumă și el niște riscuri, neatenționând de multe ori trecătorii cu privire la aceste riscuri. Da. Dar pentru cei care ne vizitează orașul, cum credeți că sunt aceste clădiri când le văd? Sigur. Ar fi trebuit să ne preocupe mai mult, sau mă rog, nu pe noi, administrația județeană, administrația locală. Locală. Da, așa este. Se poate, există legislație, din câte știu eu, și din punctul acesta de vedere, în care se pot supraimpozita clădirile care nu au fațadele întreținute sau care sunt în stadiu avansat de degradare. Se pot face inclusiv amenzi din partea inspectoratului de stat în construcții, se pot emite amenzi sau... Dar lucrurile se pare că atâta vreme cât situația lor juridică a clădirilor încă este incertă, probabil că nici măcar nu se știe unde se poate trimite o amendă sau cine trebuie să o plătească. Sigur, trebuie luat, cum se spune, și taurul de coarne și discutat, aplicat pe foarte multe dintre zonele acestea. Sunt o pată de multe ori neplăcută. Am vrut să spun de culoare, dar nu știu dacă neapărat de culoare e cel mai bun cuvânt. Da. Pentru un vizitator, unele... Dar și pentru cei care locuiesc dar în și oraș. Pentru cei. Bun, acum noi ne-am mai obișnuit cu ele, dar cred că impactul major este pentru cei care vizitează orașul și observă că anumite clădiri sunt într-un stadiu în care par abandonate. Da, e destul de neplăcut. O altă ruină care a ajuns ruină, fiind într-un stadiu funcțional înainte, este acea școală din Ferneziu, de pe Mundial, dacă știți. Și o să vă prezentăm și de aici câteva imagini. Nu e păcat să lăsăm să se ajungă în așa situație? Clădirea din Ferneziu, da, acum... E o școală unde învățau foarte mulți elevi. De foarte mult, cred că foarte multe clădiri au ajuns în stadiul ăsta pentru că nu și-au mai găsit obiectul. Da. Sau nu mai sunt elevii care... Școlile sunt, cu toate că sunt administrate... Dar în opinia dumneavoastră, ca și arhitect, ce ar trebui să se facă? Să nu se ajungă să se degradeze în acest hal? Să-i dăm altă utilitate, că doar putem. Sigur, există, știu de un proiect, pentru că am lucrat și am elaborat acel Dali, de exemplu, o școală să se transformă într-un centru rezidențial pentru vârstnici și se încearcă și aici implementarea a fost acestui o proiect. Discuție pe tema aceasta. De foarte multe ori trebuie să fie și locația potrivită. O școală, un centru rezidențial pentru vârstnici trebuie să respecte foarte mulți parametri. Dacă nu-i poate respecta, probabil o școală nu poate să mai funcționeze. Din păcate, în multe locații, cu toate că sunt administrate de primărie, primăria nu-i poate schimba sau
autoritățile locale și județene nu-i pot schimba funcțiunea pentru care au fost construite. Și atunci ajungem în tot felul de situații din acestea paradoxale în care nu mai este nevoie de școală sau nu se îndeplinesc condițiile necesare pentru a funcționa o școală, dar nu se permite schimbarea funcțiunii. Păi nu încercăm alte proceduri pentru a schimba totuși? Da, trebuie schimbată legislația atâta vreme cât, cum să spun, municipalitatea locală sau județeană administrează sau trebuie să administreze acele clădiri, să li se permite sau să li se permite și schimbarea funcțiunilor. Ca să schimb funcțiunea dintr-o școală, să dea altă funcțiune, să spunem, la fel socială, în principiu e destul de complicat și este un proces care poate dura destul de mult. O altă clădire a cărei situație juridică este încă neclarificată este Casa de Cultură și probabil știți cât de mult s-a vorbit despre o clădire reprezentativă. Așa cred este. Că știți și dumneavoastră și chiar a fost una dintre cele mai frumoase din Baia Mare. Da, este o clădire reprezentativă, este o clădire care, sigur, modelul acesta arhitectural a fost preluat după aceea și de și în foarte multe alte municipii din România. Avem o sală de spectacol de aproape 400 de locuri cu sală de repetiții. Mai mult, 1000 de locuri. Da. Și acustica? Acustica, clădirea s-a degradat, părerea mea, nepermis, datorită, eu o să spun acum așa cu toate cuvintele, de administrării proaste. Nu știu cine a administrat-o, dar nu cred că dacă un privat ar fi avut în proprietate o asemenea clădire, ar fi lăsat-o să ajungă în acest, la acest stadiu și eu sunt convins că ar fi făcut și profit. Dacă situația acestor clădiri nu este clarificată, ce s-ar mai putea face? Cât timp mai suportăm astfel de clădiri care ajung să devină ruine? Avem aici hotelul Maramureșul, care, da, iarăși, situația iarăși. Remin, care are foarte multe aceste clădiri pe care și foarte bine că le arătați și le prezentați tot timpul, să știți că toate, situația lor juridică este una în care aproape că nu permite nimănui să se apropie de ele și să le repare, să le reacte. Și atunci vom trăi așa, în acest haos, cu aceste clădiri, mult și bine? Asta sper că eu tot ce putem face este să sperăm că nu. Situația lor juridică se va reglementa cât de repede. Bun, dar până atunci este așa. Până atunci ce facem? Nu avem cum, este proprietate, noi, nici nimeni, nu are, nici eu, nici dumneavoastră, nici municipalitatea, nici nu are voie să intre pe proprietatea privată a altcuiva, iar atâta și să intervină asupra ei e și mai nu grav. Nu, dar îi putem forța. Dacă ai pe cine, da. Dar, cum am spus, de multe ori nu se știe la cine să se trimită amenda, probabil. Situația lor... În cazul Remin este clar. La fel la Rumplum, că și acolo s-a ajuns... Da, avem aceste platforme industriale care au fost niște mastodonți și acum... Da, probabil că lucrurile încep să se găsesc așa, clarifice. În fiecare zonă a orașului. Mergi spre Baia Sprie, vezi ruine. Mergi spre Ferneziu, vezi ruine. Da, mergi spre Satu Mare, vezi ruine. Din păcate, intrările de la... Mergi la gară, vezi o gară care nu-ți vine să te uiți la ea. Da, din păcate, este... intrările de la noi din oraș nu sunt cele mai fericite. Probabil că cea dinspre Cluj totuși este singura care arată decent și pare o intrare normală într-un oraș. În rest, dacă ne gândim la celelalte intrări, peste tot găsim ori groape de gunoi, ori zone prea puțin dezvoltate, în care ne pare că este așa un câmp, un paraj. Acum mă refer la intrarea dinspre Sosar, centrul oraș Sosar. Da, lucrurile. De aceea spun, vedeți, că acum o să sar puțin. Știm că toți centura care trece prin Sosar, care este și o intrare a orașului. Dacă o privim prin ochiul unui om care nu este obișnuit a unui trecător, vă spun că ar fi o priveliște destul de neplăcută. Acolo se întâmplă asta datorită inexistenței unui pus care să permită dezvoltare. Vă-s convins că dacă acolo s-ar permite dezvoltare,
s-ar dezvolta și lucrul arăta de decenii. Deocamdată încă nu permite tot din aceste zone, SVS, zone de protecție, zone de risc, lucru care a blocat și Pugul și ajungem la... Da, și avem aceste foste întreprinderi comuniste. Avem foste întreprinderi comuniste, dacă care nici ele au fost degradat sau au fost lăsate să se degradeze. Nici acele nu ne oferă un peisaj urban foarte plăcut, dar lucrurile da. Mai adăugăm încă un subiect, cel al garajelor, pentru că după ce ați avut câteva apariții la știrile Teleplus în care v-ați exprimat ferm opinia, ați fost și criticat, alții au fost de partea dumneavoastră, da. Adică ați spus lucrurilor pe nume, dar până la urmă ce se poate face cu aceste garaje și cum ar trebui să se facă în opinia dumneavoastră ca și arhitect? Bun, eu sper că la fel cum societatea civilă începe să funcționeze și la noi, bine, acum destul de răsfirat, dar începe să funcționeze în Baia Mare, aceea societate civilă ar putea pune presiune sau măcar nu neapărat să pună presiune, să se facă mai înțeleși toți cetățenii, că în principiu acum vorbim de probabil de 95% din cetățeni care nu își doresc aceste garaje. Da. Să înțeleagă că lucrurile pot fi mult mai bine și pentru toți. Atunci când se vor crea locuri de parcare supraetajate și proprietarii de garaje care există acum sau aceste baterii de garaje vor fi mult mai mulțumiți, vor putea parca mașina în condiții mult mai decente, copiilor se vor putea juca în siguranță, vom respira un aer mai curat, vom trăi într-un oraș mai puțin aglomerat. Vor avea și spații în care să-și depoziteze micile lucruri care și le depozitează, iar simțul proprietății nu trebuie să se simtă că, nu știu, va dispărea. Oricum ei nu sunt proprietari, ei sunt proprietari doar pe ziduri, nu sunt proprietari și pe teren. Nu trebuie să renunțe la nimic, doar trebuie să conștientizeze că lucrurile vor fi mult mai bine pentru toți. Eu ei înțeleg și pe ei, spun că au investit în aceste garaje. Bun, la fel investim și noi cu toții în oraș prin plata impozitelor. Da, e un lucru așa de fair play din punctul meu de vedere. Considerați că ar trebui și pe tema aceasta o mare dezbatere publică? În care să li se explice oamenilor cu adevărat ce se întâmplă? Bun, acum... Din dezbaterea aceasta publică, ce pot să spun? Că vor fi, sigur, două tabere. Unii care vor fi mult mai gălăgioși, adică cei care au garaje și mulți dintre ei probabil că nu doresc, și marea majoritate care nu-și doresc aceste garaje. Probabil că nu. Nu aș face. Vă spun sincer, aici nu aș face o dezbatere publică. Atunci ce? O parte au fost desființate. Da. Și aș continua cu desființarea lor. Atâta vreme cât există un proiect clar și fezabil care poate înlocui acele garaje, eu aș continua cu desființarea lor, sigur succesiv, prin generarea de un exemplu de bune practici. Da? Una, din punctul meu de vedere, trebuie doar una să se construiască și atunci oamenii vor fi mai liniștiți. Dar trebuie să se construiască una. Bun, nu se va construi ușor și sunt convins că va fi cu scandal. Dar, bun, trebuie cumva cu toții să ne asumăm acest lucru. Inclusiv eu că spun lucrurilor așa. Ați fost cu siguranță în multe orașe europene. Ne-ați putea spune cum e treaba cu garajele în alte state? În majoritatea orașelor, toate clădirile și absolut, aici cum mă refer la absolut toate clădirile, au parcările în subteran. Dar asta a fost la fel, o chestie comercială în care oamenii au realizat că spațiul verde e mult mai important decât spațiul pentru mașini sau spațiul locativ sau cel care poate genera venitul este mult mai important să fie la parterul liber și atunci s-au dezvoltat cu parcări în subsol. Deci, același lucru se va întâmpla probabil și în Baia Mare sau
se întâmplă deja în marile orașe ale României, este un lucru care vine cu timpul și cu presiune, cu nu neapărat cu presiunea imobiliară, dar cu remunerația. Oamenii vor începe să vadă că este mai fezabil și este mai profitabil să construiască parcările la subsol și să lase spațiul din jur liber. Prin prisma profesiei dumneavoastră de arhitect și inginer, cum vedeți viitorul urbanistic al municipiului Baia Mare și cum ar trebui să arate un oraș prietenos și civilizat, un oraș european? Da, eu sper ca direcțiile de dezvoltare a județului și a Băii Mari să meargă spre această dezvoltare care ne va ajuta să ne punem pe noi în valoare, să ne punem resursele care le avem, în principiu resursele geografice, să reușim să facem drumuri de legătură, astfel încât circulația excesivă care se întâmplă și o simțim în fiecare zi și nu înțeleg de ce vinerea la ora 3 e și mai mare. Ies bugetare. Nu știu, dar am observat, vinerea la ora 3 e cea mai aglomerată zi din săptămână. Și la 2, și la ora 2. Da, probabil. Să încercăm să mergem pe aceste direcții de dezvoltare. Un oraș cu mai puține mașini, cu probabil mai multe locuri de parcare, dar ele să fie concentrate în anumite zone. Cu mijloace de transport în comun mult mai moderne. Da. Că atunci probabil s-a renunțat la mașini. La mașini nu se renunțe. Am vizitat destul de multe capitale și am discutat problema asta. Oamenii, știți când au renunțat la mașini? Când a trebuit să plătească ca să intre cu mașina în oraș. Da, atunci au renunțat. Până atunci nu a renunțat nimeni la mașină. Nimeni. Când au fost nevoiți să plătească pentru a intra cu mașina în oraș, toată lumea, ok, bun. Park and drive, ne parcăm aici și mergem cu... Până atunci, nu. Noi, ca societate, și nu vorbesc acum numai de noi ca români, ne place să avem libertăți. Și nu o să renunțăm la anumite libertăți sau anumite drepturi care credem că ni se cuvânt până nu vom fi puși să plătim pentru ele. Când trebuie să plătim, o să ne dăm seama că... Ok, cu toate că nu ni se cuvine, la fel ca și locurile de parcare. Nu ni se cuvine să avem locuri de parcare? Nouă? Nu ni se cuvine. Doar pentru că avem mașini, nu trebuie să avem și locuri de parcare. Nu, primăria, prin faptul că ne lasă să ne parcăm mașinile, pe o sumă care zic eu așa că e minoră, da, ne face un bine, dar nu trebuie să ne facă acest. Dacă va trebui să plătim ca să intrăm cu mașina în oraș, vă spun, o să ne placă să mergem și cu mijloacele de transport în comun. Până atunci, nu cred că se va renunța cineva la mașină. Cum altfel ar trebui să evolueze lucrurile, să spunem, peste vreo 50 ani? Chiar și în privința esteticii, da, la anumite blocuri care mai sunt încă colorate în anumite zone? Da. Din punctul meu de vedere, ar trebui un pic schimbată legislația. Eu, unul, i-aș obliga pe... Dar e legislația națională sau locală? Legislația națională. Eu aș obliga... Nu aș lăsa la alegerea... Dacă avem și hotărâri locale de Consiliul Local. Da, eu nu aș lăsa la alegerea, nu știu, proprietarilor de imobile în apartamente colective dacă vrea să intre sau nu într-o asociație. Nu. Eu aș obliga pe toată lumea să aparțină de o asociație de locatari. Au fost sau desființat. Exact. Asta majoritatea. Este o problemă legislativă. Și atunci nimeni nu mai vrea să răspundă. Și atunci nimeni nu răspunde... Fațadele, spațiul din jurul blocului nu este un bun comun. Nu sunt îngrijite. Nu sunt îngrijite. Nefiind asociație, nu s-au putut obține nici fonduri pentru lucrul ăsta. Cu toții am crezut că bucata noastră de imobil, unde avem pereții, este a noastră, dar nu este așa, că fațada nu este proprietatea noastră privată. Și atunci fiecare și-a permis să facă ce a dorit și avem anumite zone în care arată cum arată, dar așa să știți că la fel arată întreaga Europa de Est, din păcate. Dacă ar fi să fac ceva, eu asta aș face. Aș impune obligativitatea apartenenței unei asociații de locatari. Iar această asociație, da, ar trebui și ar putea funcționa foarte bine să se îngrijească de aspectul clădirilor, de
toate problemele legate de funcționarea clădirilor. Și atunci am putea vorbi de o implicare cu adevărat a societății civile, exact. Da? Așa cum a spus dumneavoastră că este. E nevoie. Mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm la astfel de analize. Cu drag, o să vin mereu. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție, o seară bună, la revedere!